Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din La o cană de ceai. Astăzi vom vorbi despre frică și cum să o alungi, adică cum o alung eu și cum o alungă el. Suntem contradictorii, vom vorbi despre frică. Eu sunt pe tema mea, credința, el e pe tema lui. Care e tema? Psychology. Psychology. O să vorbească fiecare, părerea lui, fiecare cu părerea lui, că sunt oamenii să duc pe tei căi, din câte am observat. Unii să duc pe credință, eu, unii să duc pe psihologie, el, dar bine, nu, de fapt hai să zicem așa, unii să duc pe credință și unul să duc pe știință. Întotdeauna o să fie contradictorii pe temele astea două, pentru că cei care sunt cu știința zic că au inventat credința, cei care sunt cu credința zic că au inventat știința și invers. E? Frica are la bază mai multe chestii, adică poate să-ți fie frică de animale, poate să-ți fie frică de insecte, poate să-ți fie frică de înălțimi, etc., etc. Da, 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 da! Da, mă, așa, cam, nu știu, subiectul ăsta e pentru mulți e tabu, pentru mulți nu e tabu, unora le e frică de... Că ți-e frică de un animal, părerea mea e că nu trebuie să-ți fie frică de nimic ce e palpabil, părerea mea. Păi da, vezi tu frica la început, că asta provine din strămoși, adică când se luptau acolo cu dinozauri, nu cu dinozauri, cu mamuți, cu animale, știi, ca să poate să-și rănească odrasle de acasă. Păi tocmai, nu trebuie să-ți fie frică de ce e palpabil. Și vedeau un șarpe sau călmușcă sau căcan, nu știu, e din strămoși. La mine nu e din strămoși, nu e nimic, adică... Nu, mă refer în teama asta de, nu știu, de exemplu, nu se frică de un șarpe, nu se frică că te poate mușca. E logică, știu că o să mă muște, dar nu e frică de el, adică... Îl ocolesc, că nu vreau să mă muște normal, ca orice om, dar nu mi-e frică de el dacă apare, încep să o răcăi sau... Păi nu la mordul, da. Nu, nu mi-e frică. Pe asta zic. Nu mi-e frică. Îl ocolesc normal, că știu că poate să facă rău, adică trebuie să fii idiot să-ți facă rău un lucru, să te duci în el. Uite leu, trebuie să mă duc să mă muște. Nu are logică. De acolo, da, au plecat, știi, în momentul în care ei vedeau un șarpe, adică prima oară când a văzut un șarpe și l-a mușcat, după aia se temea de el. Frica cea mai mare e să nu-ți fie frică de tine și de ce poți face. Ai ideea de bază, după părerea mea. Că poți face multe, dar ți-e frică să te exprimi, ți-e frică să faci multe lucruri, pentru că vine unul și altul și aruncă cu insulte și cu chestii. Nu trebuie să-ți fie frică. Dar am zis, mie frică de ce mi-e frică mie. Mi-e frică de mine, în primul rând, dar nu mi-e frică de oameni. Sau mai e frica de înălțime, cum am zis și mai devreme, sau frica de avion. Aia, frica de înălțime am eu, mi se moaie rău genunchii, frate, când o să mă înălțime, așa, cum se moaie genunchii. Și da. Asta n-ai cum să o rezolvi. Adică, poți să o rezolvi, dar trebuie să-ți dai seama că totul provine de aici. Da, poți să o rezolvi. Știi cum o rezolvi? Cum? Te arunci într-un avion la o înălțime de 2000 de metri cu parașută. Suntem prins de unul. Și să nu se mai deschidă parașuta. E, acum e norocul tău. Și chestiile astea le poți rezolva, gen. Dacă ție ți-e frică de înălțime sau de avion, că... Trebuie să-ți învingi frica, frate. Adică? Noi ne învingem zilnic pe a noastră și ne luptăm cu tot felul de chestii, gânduri, care sunt întunecate, sunt morbide. Poți să o faci și tu. Adică oricine poate să facă unele lucruri, trebuie doar să vrei să faci unele lucruri. Să-ți înfrângi frica, e una din cele mai tari chestii, după mine. Dacă ai ajuns să-ți înfrângi frica, ai ajuns să înfrângi multe lucruri. Dar, repet, eu cum sunt cu pe partea de credință, creștin-ortodox, nu pot să o fac singur. Eu sunt ajutat de niște modele pentru mine și mă ajută zilnic. Adică, a, mulți o să vi se pară ciudat, uite pe ăsta credincios care se roagă și el e vai de capul lui. Asta e, frate. Pe tine zici că te ajută credința, ok? Da. Că te ajută niște modele, adică să le urmezi. Sau te inspiri din viața lor. Și din viața lor și mă rog la ei. Okay. Și ei mă ajută. Uite, eu sunt pe partea cu cititul. Adică citesc despre psihologie, despre cum funcționează chestia asta și cumva mă redresez și eu. Eu nu mă rog, adică gen, Doamne, dă-mi putere sau nu știu, căcat, să nu mai fie frică de câini. Că mie mi-e frică de câini. Și eu o să-mi fie mai frică de câini. Dar nu știu, căcat, adică... Are o cățelușă și are câine în casă, e frică de câine, el are câine. Lasă-mă, că sunt câini din aia atâta care te ciubă aia de picior de vai, mama ta. E vorba de alte frici. Mie mi-e frică să vorbesc în public sau mi-e frică să vorbesc cu diferite persoane pe diferite teme, fiindcă... Uneori simt că nu mă pot exprima sau simt că m-aș face de râs sau să fac... Culmea că mie îmi place să fac asta, dar nu mai vreau să fac. Pentru că nu ajung la liman niciodată. Să ajung numai să mă enervez, să mă contrazic,
să... Uite, și acum, de exemplu, nu ne contrazice. Știi, eu sunt pe tema mea, el e pe tema lui, dar fiecare rămâne pe tema lui. Nu ne contrazicem, nu intrăm unul peste altul. Poate el zice o aberație, poate zic eu, dar eu nu intru peste el, el nu intră peste mine. Asta e cel mai mișto. De fiecare dată când ai avut dreptate, ți-am dat dreptate. De ce mânci căcat acum? Nu, mă, lasă-mă, mă, lasă, că poate tu n-ai avut o dată dreptate și eu nu ți-am zis nimic. Sau poate ai avut și nu ți-am... Nu, bă, sunt niște... Ești mândru de tine, de-aia! Nu sunt mândru de tine, deloc. Nu sunt mândru, mă, boule. Mânci căcat. Beau. Băi căcat. Da, cam asta e vorba la mine cu frica, anxietate, frică, de fapt din frică ajunge anxietate, din anxietate poți să ajungi și mai departe. Depresie. Să te închizi în tine. Și am început să citesc despre chestia asta și cumva m-am redresat și am început să-mi ies din stările pe care le aveam, din anxietate, din frica de a vorbi în public, de orice altceva. Nu mi-a fost niciodată frică să vorbesc în public, îmi place să mă exprim liber. Îmi place să vorbesc pe multe teme, îmi place să fiu ascultat, îmi place să ascult, dar când nu ești pe aceeași lungime de undă cu mine sau așa, nu e vorba că te ocole sau, dar încerc să-mi vadă treaba mea. Dacă găsesc oameni, știu că nu e... Uneori să zic că, bă, că nu faci bine ce faci, că ce, te crezi superior? Nu, nu mă crezi superior, împotrivă, chiar sunt inferior multor oameni și mi-am lăsat capul plecat de multe ori pentru a fi bine. Prefer să fiu prostul ăla, să credă lumea, uite, prostul, dar să fiu fericit acolo în lumea mea, niște, pac, pac, pac. De exemplu, chiar aseară am pățit chestia, am stat și am citit, am terminat o carte, scrisă de un sfânt al închisorului Iustin Pârvu și... Mi s-a mai întâmplat odată, dar am aprofundat subiectul credință, bunătate și nu doar datul din gură, cum fac majoritatea, nu doar să dai din gură, să treci la fapte, că să te exprimi și să zici că eu sunt bun și eu sunt creștin și eu sunt creștin ortodox și nu știu ce, e ușor, toată lumea poate să facă asta. E, mai greu e să treci la fapte, adică să simți ceea ce spui și să încerci să faci și bine la rândul tău. Lucruri mici, mărunte, de exemplu, eu gunoaie după joc și o pui în coșul de gunoi, mi se pare un lucru mic pentru unii, dar pentru alții e un lucru măreț care nici nu vă imaginați cât înseamnă. Am împățit aseară, am citit foarte mult, am stat vreo 3 ore și am citit, am terminat cartea, slavă Domnului că am terminat-o, și aveam senzația că mă privește cineva și mi s-a făcut frică, efectiv. Chiar simțeam nevoia să stea cineva lângă mine. Aveam senzația că cineva mă privește. Așa am împățit acum vreo 2 ani, când am început să citesc Biblia, stăteam pe fiecare zi și citeam Sfânta Scriptură. Și începusem să visez tot felul de chestii. Să visez... Am visat un demon, m-am speriat groaznic. A doua oară am visat un om pe care s-a transformat un fel de demon, iar m-am speriat. Și eram în timpul liceului și l-am întrebat pe fostul meu profesor, că acum nu știu ce. Fostul meu profesor de religie, l-am întrebat, domn profesor, dar ce se întâmplă? De ce chestiile astea? Și mi-a zis felul următor, pentru că diavolul, rău, simte că tu vrei să faci niște schimbări și ai reușit să faci niște schimbări, nu doar la nivelul trupului, ci la nivelul sufletului, al gândirii și încerci să faci lucruri bune. Și el, ca să nu te lase să faci, încearcă să te sperie. Și a reușit să mă sperie, dar m-a dat la o parte. Am lăsat Sfânta Scriptură deoparte, n-am terminat-o de citit nici acum, mi-a fost frică să o mai deschid, că am visat lucrurile alea și m-am speriat groaznic. Deci am țipat, am sărit din pat la cât de tare m-am speriat. Cam asta e chestia cu frica. Adică poți să și estompezi, dar poți să profundezi niște lucruri care pentru mulți sunt tabu și te sperii mai târziu, te sperii și te sperii foarte rău. Da, și cam asta cu acest videoclip, pe scurt. A zis să mai facem și lucruri serioase. A, apropo, că mi-am adus aminte. Noi vrem să aducem săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni, am vrea să aducem un grafer. Știi cineva? Ne trebuie un grafer bun. Un grafer, cineva care face graffiti, să facem și emisiune pe tema... Da, noi cum suntem cu hip-hop, ne promovăm cultura noastră. Bine, promovăm și alte culturi, dar cu limită. Grafer, dacă știți pe cineva care face graffiti, chiar am vrea să ia legătura cu mine sau cu Robert. O să pună Robert în descriere pagina de Facebook și a mea și a lui și tot. Și tot ce trebuie pus acolo. Și să ne dea mesaj, să ne contacteze, să ne dea mesaj, să vină și la emisiune, să facem ceva de graffiti. Să vină cu niște poze, cu ceva, să fie foarte interesant. Și abia mai descoperim și noi oameni din cultura asta noastră. Cam asta a fost cu videoclipul. Noi vă pupăm. Vă urăm sănătate, să nu vă fie frică, că nici nouă nu ne e frică de nimic, aproape nimic. Hai, v-am pupat, ceau! Pa, pa! Ce mă tună în gură! Bomboni! Astăzi vă... Bune!
Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din La o cană de ceai. Astăzi vom vorbi despre Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit. Nu, ai zis animal și n-ai insect. Continuă. Nu știu, ne-a rămas. Poftim? Foarte bine băut. Așa am zis? Foarte bine băut. Foarte bine băut, bravo! Era bine băut? Așa poate să fie rău băut? Da. Și bine băut. Și bine băut. Nici nu mi-a dat seama. Bă, uite-te puțin, mă. Eu arătam muie din... Lipton. Mă arătai că te Lipton. Eu l-am terminat. Da, da. Așa? Așa ține? Și nu mi-a dat seama. Cum țin o cană? Deci tot așa? Da, dar nu mi-am dat seama. Așa? Nu mi-am dat seama. Uite-te la mine, că nu mi-am dat seama.